Ieri am terminat complet aventura copilului albastru și urât. Dacă vreți să vedeți live-ul cu jocul complet, cu toate cele 6 ending-uri, cu toate achievement-urile făcute și chiar și cu easter egg-uri și un bug pe care l-am găsit, aveți link-ul în descriere. Și dacă nu aveți răbdare să vedeți tot live-ul de 2 ore și nici să-l derulați și nici nu aveți 1,59€ să-l cumpărați de pe Steam, vă povestesc eu în ce constă jocul. Nu o să vă povestesc chiar toată povestea, pentru că chiar o să-și piardă din farmec, vă dau prea multe easter egg-uri. Dar, hai să vă zic întâi personajele și după aia vă zic ending-urile și achievement-urile. Personajele pe care le veți întâlni în acest joc sunt Rapperul Sorin, ca mică paranteză, fură replici de la Bahoi. O să vedeți în de-a lungul gameplay-ului cum fură ăsta replici din freestyle țigănesc al lui Bahoi. După care mai găsești vânzătorul de ketamină, nu afectează cu nimic povestea, indiferent dacă te înfrunți cu el sau pleci. După care dai de doi polițiști, cel care bate și cel care nu bate. La un moment dat o să ai de ales dintre să mergi la un polițist acasă sau să fugi. Mai găsești după aia un sclav pitic pe care la fel ai de ales dintre să-l bați sau să ai încredere în el. Vrăjitoarea din tufe, care este un personaj bun și te ajută ori să-ți găsești părinții, ori să găsești hamburgerul de aur. După care ursul Dumitraș, care face parte din primul ending. Vizitiul, care face parte din endingul 2 și 3. Părinții copilului, la fel, din endingul 2 și 3. Creatorul din celelalte 3 endinguri. Mai este Gibilan, care moare pentru că este replicat cu să moară Gibilan. Apare un personaj Gibilan pentru câteva secunde și o să moară la un moment dat în funcție de deciziile pe care le iei. Și de asemenea mai apar și Dracu și Roberto ca easter egg pentru jocul următor. Dar până la easter egg-uri, hai să vă spun cum stă treaba cu endingurile. Primul ending este cel în care te înfrunți cu ursul Dumitraș. Endingul 1, care este de asemenea și cel mai bun, ca așa scrie în joc, are două variante. Varianta super bună și cea mai dar tot e bună. Varianta cea mai bună este cea în care ajungi să te lupți cu ursul și dai una la pectoral și l-ai omorât. Sau mai este o variantă în care la un moment dat te abați de la drum și pici într-o capcană. Capcană care te duce la vrăjitoarea șarpe. De la aceasta îi furi din cămară un borcan cu miere pentru urs și folosești și un fluier ca să-i atragi o altă victimă, victima numindu-se Gibilan, și așa îți faci și achievement-ul cu să moară Gibilan. Cam asta ar fi primul ending. Indiferent că te duci cu mierea la urs, dar te abați de la drum, că o să te avertizeze cineva la un moment dat. Dacă auzi un fluierat, să nu te duci la el. Fluieratul venind de la vrăjitoarea șarpe. Faci oarecum un ending bun, dar mai scârțâit așa. Principal, nu te duci la vrăjitoare, te duci de la urs, îi dai una la pectoral și l-ai rezolvat. Ăsta ar fi primul ending. Endingurile 2 și 3 au același traseu până la ultima secundă, unde iei ultima decizie. Practic, la un moment dat o să ajungi să găsești un sclav pitic care este speriat că și-a bătaie. Poți să ai încredere în el sau poți să-i dai bătaie. Dacă ai încredere în el, o să zică să te duci în niște tufe unde este o vrăjitoare. Ajungi la vrăjitoarea din tufe, unde ai acolo de ales dintre să găsești hamburgerul de aur sau să-ți găsești părinții. Hamburger de aur, pe care am spus, face parte din endingul 1. Iar să-ți găsești părinții face parte din endingul 2 și 3. Să zicem că vrei să te duci să-ți găsești părinții. Alegi endingul acela și ajungi să întâlnești vizitiul. Vizitiu care, nu știu de ce, îmi amintește de vreo două versuri de la Bazooka. Vamânțe, vizitiu cu buși și tânțe, toți mirați minune mare, ce-o avea între picoare, care plete, fată pare, vocea înfricoșătoare. Mergi cu vizitiul care zice pe nume Bobo. Deci, surprinzător, pe copilul albastru și urât îl cheamă Bobo și este o specie subacvatică, de aceea este albastru. Ajunge vizitiul să te ducă acasă la părinții tăi și ajungi să faci o ultimă alegere. Îți crucifici părinții sau mergi la masă cu ei. Dacă îți crucifici părinții, este endingul 2, din ceea ce este un ending rău. Dar, na, fiecare face ce vrea. Motivul să-i crucifici, că te-au abandonat. Endingul 3 din 6, care este un ending bun, este să mergi la masă cu părinții și să mâncați plăcintă cu ketamină și să vă spargeți de râs. Aceste 3 endinguri sunt cele mai ușor de făcut, marea majoritate pe Steam am văzut că le-a făcut. Acum urmează endingurile 4, 5 și 6, care sunt mai grele. Ca să ajungi la endingurile 4, 5 și 6, trebuie să găsești steaua care te duce către creator. La un moment dat, când ajungi la polițiștii care bat, un polițist care bate și un polițist care nu bate, un cetățean
exact în Joker indian și film în TikTok-uri, îți zice, hai acasă că am turtă dulce. Poți să alegi să nu te duci la el acasă și să faci primul ending care este cel mai bun, sau te duci la polițist acasă. În drum, în mașina de poliție, acesta pune și bazuca să cânte, ceea ce este super fain. Ajungi la el acasă și ești în fața casei și ai de ales, intri în casă cu el, pleci cât se pare dubios sau observi steaua de pe cer. Poți direct să dai click pe steaua de pe cer, poți să pleci direct și te duci direct la ending-ul 1 sau intri în casă cu el unde găsești un mic easter egg, apare un personaj mort într-un perete, îl întrebi pe polițist cine e tipul ăla și a spus nu știu, nu-i din jocul ăsta. Deci probabil o să mai apară și alte jocuri. Deci indiferent dacă stai în casă sau nu la polițistul care nu bate, acesta este de fapt un canibal și vrea să te mănânce. Dar ajuns să-i dai o perversă ca pe Târgu Ocna și îl rezolvi. Dacă ai intrat la el în casă și apoi ai ieșit, la fel, ai de ales dintre pleci pe cărare și te duci la ending 1 sau apeși pe stea. E o stea în dreapta sus care sclipocește. Dacă apeși pe steaua aia, 7 zile și 7 nopți, de fapt 8 zile și 7 nopți, mergi într-una până ajungi la creator. La intrarea în casa creatorului, ca să zicem așa, este un calculator unde ai depus o parolă. Are 3 parole, vă zic de acum, parola este 6 pentru că 666. Zici că e jocul special făcut pentru mine. Ajungi la creator unde de acolo poți să faci celelalte 3 endinguri. La final, creatorul îți oferă posibilitatea să salvezi lumea de la foamete, să distrugi planeta sau să faci târfe infinite pentru toată lumea. Dacă alegi să salvezi lumea de la foamete, este endingul 4 din 6, ceea ce este un ending bun. Dacă alegi să distrugi planeta, este un ending rău, acesta fiind endingul 5 din 6. Iar endingul 6 din 6 reprezintă târfe pentru toată lumea. La început sună bine, dar chestia că acele târfe te omoară, îți fac alea o giugea, de-ți iau tot aerul din tine și te-ai dus dracu. Să vorbim și despre achievement-uri, pentru că multora le plac achievement-urile, inclusiv mie. Ăsta este singurul joc în care am făcut chiar toate achievement-urile. Hai să vi le spun. Primul achievement este Sorin, rapperul din magazin, pe care trebuie să-l bați. Văd aici pe Steam că l-au făcut peste 90% dintre jucători. După care urmează hamburgerul de aur. Să găsești hamburgerul de aur, 84%, 84,5% dintre oameni au realizat și acest achievement. După care, turta dulce, de te duci acasă la polițistul care nu bate. Apoi, mor, să-l învingi pe ursul Dumitroi, care reprezintă cel mai bun ending. După care, rip Gibilan, cum am zis, te duci la vrăjitoare și folosești fluierul ca să-i atragi o altă victimă și tu să apuci să fugi și practic îl mănâncă pe Gibilan soldatul. Orphan for life, când îți crucifici părinții. Creatorul, când găsești creatorul care practic este Codrin. Și așa nu era bune de nimic, endingul 5 din 6 când distrugi planeta. Ai găsit ghiocelul, felicitări. La începutul jocului apeși pe scorp brownie copac și o să găsești un ghiocel. Nu vi-l arăt că nu vreau să-mi iau de monetizare. Și ultimul achievement pe care l-au făcut foarte puțini oameni, 2, atâta se cheamă, 2, ce reprezintă 2, să găsești easter egg-ul pentru jocul următor, easter egg care se află în partea stângă, trebuie să dai click pe niște pixeli, unde ajungi într-o altă parte de-l găsești din nou pe Gibilan și pe Dracu și pe Roberto, care ei fug instant într-o secundă, nu prea pus să-i vezi, am pus o pauză ca să văd că erau și așa jocul e pixelat. Și bug-ul despre care vă povesteam, după ce termine ending-ul 4 din 6, când te dă de la capăt, scrie ending 4 din 6, deși ție ți arată dialogul de la începutul jocului. Dialogul, de fapt, monologul de la începutul jocului. Și cam asta e faza cu aventura copilului albastru și urât. Astea sunt endingurile, achievementurile, singurul bug pe care l-am găsit și câteva easter egg-uri. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Deci dacă vreți să vedeți gameplay-ul complet la joc, aveți link-ul în descriere la live-ul unde l-am făcut complet cu toate variantele posibile. Și așteptăm să lanseze Codrin și un alt joc în care o să-i avem pe Dracu și pe Roberto. Poate acel joc nu va mai fi așa de pixelat. Cine știe? Hai! Vă urez tuturor un weekend fain și ceau les tuturor!